Primăria și Consiliul Local DETA vă invită la zilele orașului DETA. Evenimentul, ajuns la cea de-a 13-a ediție, are loc în perioada 19-21 iulie. Pentru prima zi, administrația locală a pregătit parada portului popular, premierea cetățenilor de onoare și elevilor cu rezultate deosebite. Distracția începe cu fanfara Mihai Eminescu, alături de grupul vocal Fetele de la Coștei. De la ora 19 începe spectacolul folcloric extraordinar cu participarea interpreților Alina Trastău, Mona Lisa și Radu Șufan, Camelia și Mihai Ciocu și Liliana Laichici. În cea de-a doua zi, locuitorii orașului vor avea parte de un adevărat spectacol pus în scenă de ansambluri folclorice din Serbia. Seara se dă startul unei petreceri cu muzică ușoară alături de Nicoleta Nucă și Liviu Teodorescu. Pentru a treia și ultima zi, administrația locală a pregătit momente artistice susținute de artiști locali, dar și de maghiari și sârbi. Petrecerea se încheie cu Bela Luna Band, Pragul de Sus, Amadeus Electric Quartet, iar surpriza serii este Carmen Kindri și Taraful Rutenilor. Tot în ultima zi are loc și crossul orașului DETA și un spectacol extraordinar pentru copii.